pentru mine. Apoi te transformă ușor, ușor în profesoară și-am început să am respect în fiecare seară. Spuneai ceva de genul, iubirea e luată grea, dar o cam luase în rază, luptai doar contra mea. O ard în singură mașină, dar nu e supărare. Decât cu un papagal ca tine, mai bine, repede-te, în drum, spre mare. Cu cravată, te rog. Nu, nu o lăsa aici, că știu de ce sunt în stare aceste două. Ia-o! Ia-o sfoara! Ia-o, pentru că nu vreau să o pățesc și eu. Măi, dramaticule, fetelor, cum v-ați simțit să-l... Să zicem că există karmă pe lumea asta. Am înțeles, perfect. Irina, te-ai bucurat de acest moment? Adică... Doamne, ți-a plăcut? Zic cu textul. Hă? Doamne, ce pe mine mă întreb? Nu, pe mine mă întreb. Am eu mă întreb mult în ochii tăi și mă întreb pe mine. Am savurat, știi cum? Da? Doamne, eram în extază. Dar de ce vă place voi atât de mult să vedeți un bărbat în genunchi și dacă se poate nu și spus, orice bărbat. Nu, într-adevăr, nu orice bărbat. El bărbato, Tudore. Cred că nu mai auzit. Nu orice bărbat, doar pe el, pe Chirilă. Să l vedem în genunchi. Cred că aceeași la un moment dat se speria să Cătălin, nu de alta. Păi, nu, mă bucur că împărtășim aceeași opinie, Andra. Mă bucur că suntem împreună în asta. Una peste alta am apreciat micul mini Otello transpus pe scenă. Otelo. Foarte, foarte mișto. Ue Batista! Și dramatismul și tot. Un singur amendament. Fetelor, dragile mele, iubitele mele, trebuia să trageți mai tare un pic de frânghia aia. Un pic mai tare. Și să mă chemați și pe mine, să trag și eu. Data viitoare. În spatele...